Slăvit să fie Domnul! Cred că nu doarme nimeni. Că vreau să citesc de unul care o a dormit, dar nu la cântare, ci la predică. Știți că la noi, la Timișoara, la Elim, avem care dorm la fanfară. Cântă fanfara și îi dorm. Copiii dorm. Ne avem binecuvântările de copii când cântă fanfara. Domne, dorm copiii, dărup. N-au nicio treabă, dormă și chiar îi ține acolo lângă fanfară, numai părându-l lângă fanfară, la binecuvântările de copii și dorm liniștiți. Știți, pe unii cântarea îi trezește, pe alții îi adoarme. Acum nu știu cum ești în seara asta, dar așa cum s-a cântat la ultima cântare, dacă Duhul Domnului e asupra mea, să fie Duhul Domnului în seara asta în locul acesta. Și nu spunem dacă, ci spunem Duhul Domnului este peste mine. Așa cum a zis Domnul Iisus, așa cum spunem în seara asta, să fie Duhul Domnului peste noi în seara aceasta și Domnul să vorbească sufletelor noastre. Amin. Deschidem cuvântul Domnului la pagina 1082, Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând cu versetul 7. Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând cu versetul 7. În ziua din tâia săptămânii, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în seara aceasta Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Chiar dacă nu vreți toți, mai zic o dată: Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Eu am un prieten la Timișoara, când îi spun Domnul să te binecuvinteze, așa îl trec toți fiorii și zice: abia aștept, abia aștept. Așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu, că binecuvântarea asta materială o avem, se vede pe noi. Schimbăm numărul la cămăși, schimbăm numărul la pantaloni, noi bărbații, da? Asta arată că pământește suntem binecuvântați. Dar vrea seara asta să fie binecuvântarea Domnului și peste sufletele noastre. Vorbeam cu fratele Nelu că o să predic de Eutih, o zi zice: da, da, zice, noi n-avem etaj la biserică. Cum să vorbești de căderea de la etaj la o biserică care n-are etaj, nu? Zice: da, domnule, asta nu se potrivește, noi n-avem etaj. I-am spus un lucru care mi l-a spus un bătrân, un frate în vârstă din județul Caraș Severin, are vreo 97 de ani, mai cu câțiva ani în urmă, pe la începutul slujirii, după ce m-am căsătorit, o zis către mine așa, prin sfaturile care mi le-a dat, la un moment dat s-a oprit și o zis așa: să ai grijă să nu cazi. În slujire să ai grijă să nu cazi. Și s-a uitat bătrânul la mine și a zis: să ții minte ce-ți spun, cea mai mare cădere îi să cazi în sus. Aveți oameni care au căzut, dar nu ridicați mâna, nu arătați cu degetul. Știi cum se cade în sus? Știi că în cer unul a căzut în sus și apoi s-a prăbușit? În seara asta o să ne uităm pe o fereastră. Se investește tare mult în ferestre, da? În România, când se construiește o casă, sunt foarte importante ferestrele. Acum se pune cu trei sticle, se fac cu nu știu câte camere, fel și fel de ferestre. Știți că însăși Biblia e o fereastră? E fereastra prin care privim veșnicia lui Dumnezeu. Când citești în cuvântul lui Dumnezeu, ți-e dor de cer. Și o să vreau fanfariștii să pregătească, am vorbit cu Rafa, dar n-am bătut-o în cuie. Aș vrea să cântăm la finalul predicii, să cântăm împreună cu grupul dumneavoastră și cu toată biserica, să cântăm cântarea: dacă o știți, mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-așa de dor să simt prezența ta. Știți că Biblia ne face să ne fie dor de cer? Normal, de orice loc ca să-ți fie dor, trebuie să-L fi văzut măcar o dată.
Eu până acum, mie nu mi-a fost dor de Hollywood ăsta de la, nici de ăla, de la California. De ce? Că n-am văzut niciodată, nu v-am văzut niciodată. Nu pot spune mi dor de Australia. De ce? Că n-am fost niciodată. Ca să-ți fie dor de un loc, trebuie să-ți fie, să fi fost măcar o dată acolo. Dar știți că cerul e singurul loc de care ne este dor fără să-l fi văzut? Știți că cerul e singurul loc. De ce? Când cântăm așa de dor, Iisuse, după tine, de ce plângi? Când se cântă cântările, s-o cânta cântarea Maranata, da? De ce lăcrimăm la cântările cerului? Știți de ce? Că cerul ne este dor de el, fără să-l fi văzut niciodată. Că acolo e cel care ne-a răscumpărat. Slăvit să fie numele Domnului! Prima fereastră a Bibliei e fereastra lui Noe, da? Cea prin care primești știri din partea lui Dumnezeu. Rugăciunea e fereastra care ne deschide cerul. Da? Biblia e plină de ferestre. Fereastra lui Noe, fereastra lui Rahav, da? Prin care a coborât iscoadele, mai e fereastra lui Mical, prin care l-a ajutat pe David să scape de socrusul, nu? Poate ai și tu un socru ca Saul, da? Și atunci ai nevoie de câte o funie, ai nevoie de câte o nevastă care să țină cu tine, nu cu tatăsul, nu? Nu, tu te plângi că tot ții cu tatătul, nu? Păi fă-o să țină cu tine. Uite că David a fost așa de deștept că a reușit să o facă să țină cu el. Și l-a salvat, i-a scăpat viața. Înseamnă că tu nu ești expert sau expertă de trage tot la mamă sa. Nu te mai tădu la mamă ta. Păi fă-l să stea acasă, nu? Fă-l să-și dorească să vină acasă, fă-l să stea lângă tine, dacă-l tot ocărâși, dacă tot îl picuri ca streașina, da? Păi normal că vrea să plece, vrea să se treacă de sub streașină, să nu-l bată în cap cu picătura chinezească. Mai, da, nu vreau să zic mai multe, mă opresc aici în privința asta, da? Mai sunt ferestre, fereastra Izabelei, da, la care se uita, își făcea genele, sprâncenele. În vremea aceea se spune că i-aș chema zeu. Ați văzut tablouri care reprezintă un ochi mare. Un ochi, ăla era zeul Izabel. I-aș făcea incantație să-și cheme zeu, să o apere, da? Când a ieșit la fereastră, când a venit Iehu. Sunt ferestre, fereastra din Proverbe 7, pe la care n-ar vrea să treacă nimeni niciodată, da? Acolo zice că era o femeie, cum nu trebuia să fie, și acolo stătea și privea pe cei neîncercați și îi chema la ea. Mai e fereastra lui Pavel, care zice cuvântul Domnului în 2 Corinteni, că a fost salvat prin fereastra aceea. Dar în seara asta vreau să mă opresc la o fereastră tragică, la o fereastră plină de durere. Și asta e fereastra prăbușirii, fereastra lui Eutich. Știți că Eutich nu s-a prăbușit cum s-a pus la fereastră. Cum îi, nu te prăbușești că mergi cu colegii de clasă într-o seară în oraș. Nu te prăbușești. Dar după ce te-ai obișnuit să mergi cu ei, va veni vremea când te vei prăbuși. Dar nu crezi că a adormit ăsta cum s-a pus pe fereastră. Mi-a povestit un păstor dintr-o adunare că a avut în biserică o soră, dar avea și mulți copii sora asta. Cum ajungea la adunare, adormea. Într-adevăr, de la mulți copii, eu știu, și noi am fost mulți în familie și erau greutăți. Dar sora, cum dădea de căldură, se punea pe bancă, adormea. De la greutățile, de la problemele care le avea. Eutich nu a dormit așa. Nu s-a pus pe fereastră, s-a și prăbușit. În seara asta aș vrea să ne uităm la câteva semne care ne ajută să nu ne prăbușim. Că în România se spune așa, că cea mai bună e prevenția. Decât să tratezi, mai bine previi. Decât să faci febră și să iei medicamente, mai bine iei ciorapi în picioare, șosete. La dumneavoastră nu trebuie. Cred că nici nu vă cumpărați numai ca să veniți la biserică. În rest, n-aveți la temperaturile care le aveți aici, da? Însă, mai bine previi decât să tot tratezi. În seara asta vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem cum să nu ne prăbușim. Și eu îmi doresc în seara asta să nu fie niciunul care s-a prăbușit într-un domeniu a vieții. Ci aș vrea să mergem, cum zice Psalmul 84, să mergem din putere în putere. Slăvit să fie numele Domnului. Primul lucru, ca să nu te prăbușești de pe fereastră sau din orice loc te-ai afla. Primul lucru, învață să te respecti pe tine.
Ca să nu te prăbușești, învață să te respecti pe tine. Știți care a fost marea problemă a lui Eutih? El nu se mai respecta. El nu mai contea și ce treabă ai, îți plămânii mei, îi viața mea, fac eu ce vreau cu ea. Nu mă interesează părerea fraților din biserică. Aveți din ăștia pe aici? Crezi, pe ei nu interesează. Nu interesează, păi vă spun, când eram copil și se anunța în biserică că a fost un frate exclus din biserică, ceea ce era o raritate să cadă cineva așa de tare ca să fie exclus. Păi toată familia era la pământ. Toată familia era cu capul în jos. Acum când îi spui, frate, vezi că o să fii pus la disciplină. Știi ce spune? Oricum plec. Oricum nu mă mai interesează de biserica voastră. La noi în România, la dumneavoastră, cred că vă mai interesează, nu? Zici, oricum nu mai vin. Îmi iau copiii și am plecat. Nu vedeți cum s-o schimba vremea? De ce? Că ne-am pierdut respectul pentru noi înșine. Ne-am pierdut respectul pentru noi înșine. Vreau să vă spun ceva. Indiferent unde ai fi, nu uita cine ești. Indiferent în orice loc te-ai aflat de pe pământul acesta, nu uita cine ești. Tu ești copilul Domnului. Pentru că mulți vin și au apărarea lui Eutih. Și spun, frate, dar stai un pic, că ăsta l-a ascultat pe Pavel. Acum știu că la fanfarile e greu să mă mai asculte după atâtea zile. Am avut predicii mai lungi și mai scurte. De fapt, scurtă numai una am avut. În rest, numai lungi le-am avut. Dar tot nu l-am ajuns pe Pavel. Tot n-am ajuns să-l egalez la timp pe Pavel. Mulți spun, domne, păi ăsta a fost la adunare. Hai să vedem calitățile care le-au avut Eutih. O veni la casa lui Dumnezeu, o asculta cuvântul lui Dumnezeu și îi dă și îl ridică pe Eutih. Știți ce spune înțeleptul Solomon, capitolul 7 cu versetul 8? Că înaintea lui Dumnezeu mai mult face sfârșitul decât începutul. Păi când ai venit în America, n-ai fost așa, frate, n-ai fost așa, soră. Când ți-ai luat geanta de Adidas ruptă, bareta care o puneai pe umăr, ai legat-o, nu te-o interesat, plângeai. După Rafa a fost resmis de 13 ori, ai zis, nu? Sau de câte ori? De 13 ori, nu? Acum nu-i mai trebuie America când are viză, nu? Dar tu ai insistat înaintea lui Dumnezeu. De atâtea ori, Doamne ajută-mă, numai să ajung, să am un pat, să am de lucru și o să te slujesc. Și ți-o dat Dumnezeu. Nu numai un pat. Și ce pat încă? Câte paturi ți-o dat? Câte camere ți-o dat? Nu? Și da, uită-te starea spirituală care îi. Care-i starea spirituală? Ai venit, ai tot ce trebuie. Ai plecat, știi cum ai plecat? Năcăjit, flămând și cu greutăți din România. Și ai venit în America. Ai tot ce trebuie. Ai totul la buton și la comandă. Dar uită-te care-i starea spirituală. Că mulți din ăștia ca Eutih avem prin biserică. Pe la seri de tinere. Frate, eu am fost. Nu ne interesează ce ai fost. Când îl întreabă Dumnezeu pe Ilie la gura peșterii, o zis, ce faci aici, Ilie, la timpul prezent? El știți cum răspunde? La timpul trecut. Zice, am fost plin de râvnă, dar nu mă interesează cum ai fost. Că Dumnezeu știe cum am fost. Știe cât am fost de buni și știe și cât am fost de răi. Dar pe Dumnezeu nu-L interesează trecutul. Pe frații mă interesează. Dar pe Dumnezeu nu-L interesează. Pe Dumnezeu îl interesează prezentul. De aceea aș vrea în seara aceasta să înțelegi că Dumnezeu e interesat de tine, nu cât de pocăit ai fost. Că vii și le spui tinerilor, băi, frații mei, păi la noi, în zona noastră, când eram eu tânăr, păi la noi era pocăit, noi ne eram pocăiți, mă, noi ne rugam 3 ore. Și acum de ce nu te mai rogi? Cine te oprește să te rogi? Povești la timpul trecut, nu mai avem nevoie. N-avem nevoie de povești, de... cu perini în geam de la comuniști, pum, roagă-te acum că n-ai perină. Atunci doreai? Doreai să te rogi, nu? Cunosc un caz, un frate de la Cluj, omul ăsta are nevasta nepocăită și cânta la biserică, la, nu știu, un instrument, oricum, nu mai țin minte, nu vreau să greșesc, și totdeauna dorința lui era rugăciune pentru nevastă sa. Ca Dumnezeu să întoarcă nevasta la pocăință, că au zis, fraților, totdeauna spuneam biserici, fraților, nevastă mea nu mă lasă să cânt, eu aș cânta Domnului și nu mă lasă să cânt. Și într-o zi, la o biserică ce era cu live, era nepoată sa cu doamna acasă, cu bunica era acasă, și asculta biserica unde era bunicul cu saxofonul lui acolo. Și iar din nou fratele o zice, fraților, să vă rugați pentru nevastă mea că rău mă chinuiește.
Nu mă lasă să cânt, ci-mi doresc să cânt, să-L laud pe Domnul, că am inima pentru Dumnezeu. Și și-o strigat nepoata, buna, hai să vezi ce zice de tine. Și-o venit bătrâna, eu, e caz real, îl cunosc pe omul ăsta. O venit bătrâna să o uita și o asculta și o zis, așa zice de mine. L-o aștepta să vină acasă. Când o venit acasă, știți ce o zis bătrâna către el? O zis, mai părât la adunare? Mai părât? Și-o zis, păi știi, să ne rugăm, bă. Zice, fii atent, de azi înainte cântă cât vrei, că nu mă mai interesează. Cântă cât vrei tu, n-am crezut că eu te împiedic. Dar zice, de azi înainte nu te mai împiedic cu nimic. Știți ce o zis bătrânul? O zis, vă rog, rugați-vă pentru mine, că de când mă lasă să cânt, nu mai am inimă să cânt. Nu cumva așa suntem și noi? De când ni s-o lua perina din geam, nu mai avem chef de rugăciune? De când suntem mâncați bine, că una te rogi cu burta goală și altfel te rogi cu burta plină. Da? Parcă când e burta plină, nici genunchiul nu se îndoaie. Nici mâinile nu se pot. Dar astea stările care le trăim, frații mei. Astea stările care le trăim. Știți ce ne mai pleacă pe genunchi? Necazul. Încercarea ne pleacă pe genunchi. Eutihul a fost omul care nu s-a respectat pe el. Noi tot ne uităm la fiul risipitor și spunem, da, o cheltui tot cu femeile, cu băutura, cu prietenii. Nu! Știți unde a început pierderea fiului risipitor? Când nu s-a mai respectat pe el. Când el nu s-a mai respectat și a mers cu curaj. La noi nu a fost curaj să ceară averea de la tatăsă. O mers cu curaj la tatăsă și o zis, dăm partea de avere. Cum? N-ai voie niciodată la cineva care trăiește să-l pui să-ți dea partea de moștenire. Întotdeauna moștenirea cu care o împarți cu frații tăi din România, poate ești în proces cu ei, în judecată, pentru o amărâtă de garsonieră, un amărât de apartament și ești de 10 ani, pentru $2,000 te ceri, n-ai vorbit cu ei, n-ai fost în țară ca să nu te întâlnești cu ei. Nu știu, poate îi cineva, dar îmi doresc să nu fie nimeni. Să nu fie nimeni în situația asta. Toți care cer averea, o cer și o împart după ce a murit tata, după ce a murit mama. Dar zice că ăsta a început să ceară averea când tata trăia. Își dorea ca tatăsul să moară. Și zice, spune Biblia, că și-a luat tot și-a plecat. Dar de fapt pierderea lui a început în momentul când el nu s-a mai respectat pe el. Vreau să vă spun că biruința sau prăbușirea va începe când tu nu te mai respecti pe tine. Când tu uiți cine ești. O zis Iosif, eu nu pot să fac lucrul acesta, de ce? Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, pentru că știu cine-i Dumnezeu în viața mea. Știu cine sunt eu înaintea lui Dumnezeu. Mă tem de Dumnezeu să fac lucrul acesta. El a știut că în orice loc, el are un statut special de copil al lui Dumnezeu. Vreau să-ți spun ceva, în lumea aceasta, mai ales zona aceasta, de fapt toată lumea, nu numai America, zace în cel rău, zace în cel rău. Dar să știți ceva, noi putem să fim oamenii care să rămânem în picioare. Întotdeauna în generațiile istoriei și în generațiile Bibliei și în generația noastră, întotdeauna Dumnezeu, chiar dacă unii ori căzut, chiar dacă unii ori făcut, ori trăit cum ori vrut ei, întotdeauna Dumnezeu au avut oameni care s-au temut de El. Au avut oameni care au mijlocit înaintea lui Dumnezeu și au strigat înaintea lui, slăvit să fie numele Domnului. Eutih a fost omul care nu s-a respectat pe el. Dacă l-ai fi pus pe Eutih să-ți prezinte așa să-ți dea un feedback de cum a fost seara cu Pavel, știi ce ar fi spus? Ăsta e depășit, domne, ăsta, păi de acum nu mai merge așa. Predici lungi, nu? Îndemnuri lungi, rugăciuni lungi, mi-a zis cineva, frate Dani, ce atâta rugăciune, mă? Ce atâta rugăciune? M-am speriat. Am zis, dar nu trebuie, e prea multă. E prea multă. Nu cumva ți se pare și ție că e prea multă rugăciune? Acum știți ce se caută? Dom'le, cumva trebuie schimba, trebuie în vremea aceasta să intre în biserică, e nevoie de un aer proaspăt. Când deschidem noi ușa cu dorința să intre aer proaspăt, numai aer proaspăt nu intră, știți ce intră? Ce-o intrat săptămâna trecută în Florida, ce-o intrat? Uraganul, Eurachilonul. Când mâna noastră deschide ușa ca să intre aer proaspăt, aer proaspăt nu va fi niciodată. Numai probleme, scandaluri, ruperi de biserici, certuri cu grupele de închinare, cu slujitorii și așa mai departe. Dar vă spun ceva, când Dumnezeu deschide ușa,
intră aerul proaspăt. Și vă spun, cea mai binecuvântată biserică e biserica aceea care a pus mânerul în mâna lui Dumnezeu. Când e mânerul în mâna lui Dumnezeu, i-a zis lui Noe, pui ușa, dar mânerul îl pui pe din afară. Nu deschizi tu când vrei. Frate, ne pleacă tineri. Nu. Întotdeauna, să știți, ceea ce schimbă omul e cuvântul lui Dumnezeu. Noi putem să aducem și trupe și acum noi am venit să vă producem bucurie și sper să vă producem bucurie până la finalul mesajului din seara aceasta. Dar vă spun, ceea ce schimbă omul e cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce înviorează biserica e rugăciunea. E rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce menține omul lângă cuvântul lui Dumnezeu e Duhul lui Dumnezeu. Noi de asta avem nevoie. Biserica n-are nevoie de schimbare. Biserica întotdeauna a fost biserică. Biserica are nevoie de trezire. Când biserica se trezește, se întâmplă marile treziri. Nu vedeți că nu se vorbește de marile schimbări. Se vorbește de marile treziri, da? Din Anglia, din Scoția și așa mai departe. De la 1700, da? Marile treziri. Dar uitați-vă, dacă vă uitați în viața oamenilor prin care a lucrat Dumnezeu, la trezirile acestea, știți cu ce au început oamenii aceștia? Cu rugăciune. Oamenii aceștia au început cu rugăciune. Să știți, întotdeauna, când ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, spunea cineva și mi-a rămas așa lipit de inimă, o zis, dacă îți plec genunchiul înaintea lui Dumnezeu, vei avea putere să rămâi în picioare înaintea oamenilor. Vei avea putere să rămâi în picioare înaintea oamenilor. Eutich s-a prăbușit primul lucru. Din ce cauză? Că nu s-a respectat pe el. El s-a văzut deasupra tuturor. El s-a văzut mai grozav ca toți. Toți, știți că numai musca și omul, unde a căzut o muscă, merge și a doua, și a noua, și a 99. Și vezi că e borcanul plin. De ce? Că nu se oprește nicio muscă să zică, stai mă un pic, ori îți trizești moarte acolo. Păi nu mă mai bag și eu. Știți că ăla care a încercat cu drogurile, vine și al doilea, și al treilea, și al... În România e un flagel extraordinar de mare, pe care l-aveți dumneavoastră de zeci de ani aici în America. O pătruns în școlile din România la vârste fragede. De ce? Pentru că omul nu pricepe. Băi, dacă ăla a căzut și s-a prăbușit, dacă ăla n-a ținut de nevastă și s-a prăbușit, cum crezi că o să reziști tu? Nu că eu rezist, pe mine nu mă prinde. Eu nu, eu și dacă adorm, dar eu mă țin de balamale. Îți spun ceva, dacă s-a prăbușit unul în păcat și tu te vei prăbuși. De aceea știți ce vă spun din partea lui Dumnezeu? Trage-te de la fereastră. Câți ori fost la fereastră? Numai Eutich. Bă, dar el alți așa ori fost de înguști, el alți așa ori fost de închiși la minte. Nu puteau și ei să stea pe fereastră. Uitați-vă că numai unul singur și-o permis să stea acolo pe fereastră. Mergem la al doilea lucru. Ca să nu te prăbușești și să nu cazi de pe fereastră. 1. Respectă-te pe tine. 2. Respectă pe cei din jurul tău. Nu suntem perfecți. Nu ești perfect și nu suntem perfecți. Dar suntem puși împreună ca să mergem spre împărăția lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu, spuneam de Noe, da? Mă, când te uiți la corabia lui Noe, corabia aceasta nu a fost o corabie din asta de croazieră, să mergi în croazieră. Ce erau condițiile care erau? Zice, gândiți-vă ce a făcut Noe cu nurorile lui. Le-o smeri, domne, de până... Nu poți duce în barcă până nu-i zmerești, domnule, să le adaptezi la condiții. Zice cuvântul Domnului că a intrat cu fiii lui și cu nurorile lui și cu nevastă, s-au intrat în corabie și 7 zile n-au plouat. Ați înțeles? Păi mă, dar de ce mă bagi și mă ții 7 zile în corabie? De ce? Fără ondulator de păr, fără oglindă, nu? Fără make-up. Știi ce mirosea acolo în corabie? Știți? Chereau cu anii. Păi ce au zis fetele astea? Ce puteau să zic? Bă, socru are 600 de ani. 600 avea Noe. Bă, la 600 are Alzheimer, are ca președintele vostru, nu? Dă mâna cu spatele, nu? Sau cum? Ați văzut bine, am văzut cu toții, nu? Dar uitați că nurorile astea n-au spus lucrul acesta. Nurorile acestea au fost femeile care au rămas acolo în corabie. Am predicat odată la binecuvântări de copii. De mamele fetelor acestora. Ce frumos le-a învățat. Bă, lasă-l că bătrânul știe ce face. Măi, mama, atâta ne toacă cu lemnul, cu cuiele. Stai acolo că știe bătrânul ce face. N-a zis, vino la mama. Vino că tu ai mâine de...
te dau cu cremă. Vino să nu te mai năcăjoască, lasă-l să-și gate corabie. Nu, o zis, mereți acolo, stați. Stați acolo că bătrânul știe ce are de făcut. Și când s-a închis ușa corăbiei, vreau să vă întreb ceva. Cum mirosea înăuntru și cum mirosea afară? Unde mirosea mai bine? Înăuntru sau afară? Afară, da? Mirosea bine afară. Dar când a venit potopul și ploua, nu ca în Florida, a fost potop. Vă întreb, unde mirosea mai bine, afară sau înăuntru? Vedeți cum ne schimbăm și noi, când afară, când înăuntru. Știți ceva? Corabia aceasta, de multe ori, nu miroase cum ți-ai dorit dumneatale. Nu miroase ca la tine la Arad. Nu miroase ca la tine la Timișoara, ca la noi la Timișoara. Așa e drept, că avem și din Moldova și din Oltenia, așa suntem noi, suntem din mai multe locuri. Nu miroase cum ți-ar place ție, dar vă spun, e singura corabie care ne poate lua de pe malul ăsta și să ne mute pe malul lui Dumnezeu. Corabia aceasta se numește biserica. Mi-a zis cineva, dar ce, numai cu, nu pot fi mântuit fără biserică? Și am zis, ba da, prin jertfa Domnului. Dar nu poți fi, dacă ești mântuit, nu poți sta fără biserică. Nu poți sta. Pentru că, a, zice, așa da, păi de aia trebuie să venim la casa lui Dumnezeu. De ce? Să fim la părtășie. Aici învățăm să ne adaptăm cu mirosurile. Aici învățăm să ne adaptăm cu diferite situații. Aici învățăm să ne respectăm unii pe alții. Nu întotdeauna cum îmi convine mie. Nu întotdeauna cum îți convine ție. Dar aici învățăm să ne adaptăm. Eutich a avut o problemă cu adaptarea. A avut o problemă să stea lângă ea care erau diferiți de el. Râdea de ăia care veneau la rugăciune, râdea de ăia care erau cu Biblia după el, erau de ăia care nu stăteau, râdea de ăia care nu stăteau pe fereastră. Știți că și în generația noastră avem oameni care se uită cu dispreț la alți frați din biserică? Ce mă, la noi ca mine? Păi copilul meu, știi cum cântă? Ca privighetoarea mea. Știi că eu cel mai, familia mea. Nu e adevărat. Noi toți suntem puși aici împreună. De aceea Dumnezeu ne cheamă ca să nu ne prăbușim, să rămânem în părtășie și să învățăm să ne respectăm unii pe alții. Eutich n-o mai respecta pe nimeni. Vă întreb, credeți că n-or fost frați mai în vârstă care să-i spună, măi Eutich, mă, nu te pune acolo, mă, băiatule, bă, vină mă de acolo. Credeți că nu l-or tras de mânecă? Credeți că nu i-or spus, mă, soră, ești femeie pocăită, ești femeie măritată? Mă, nu mai veni îmbrăcat așa. Păi așa l-am cucerit pe soțul. No, că nu o să-l mai poți cuceri așa și nu o să-l mai poți ține așa, o să-l pierzi. No? Vorbeam la tineret și i-am zis la secțiunea fetelor. I-am zis, te mergi prin fața bărbaților căsătorii. Doamne, zici că tu ești la Hollywood de California, nu? Ești mare vedetă, ești vedeta bisericii. O să ajungi să fii căsătorită. Nu cred că o să-ți placă ca una de 16 ani, de 17 ani să vină semi, da? Și să se învârtă pe lângă bărbat. Știi ce o să faci? O să-l tragi de acolo. Hai că asta a luat o raznă. Când a venit nevasta lui Potifar să tragă de Iosif, știți ce spune Biblia? Că în fiecare zi îl toca pe Iosif. În fiecare zi insista la el. Și știți ce a zis Iosif? Eu mă respect pe mine și în al doilea rând îl respect pe bărbatul tău. Nu-i perfect, ăsta bea mult. Lasă, bea un alcool. O zis, iată, tu ți l-ai luat. Tu ți l-ai luat, ține de el. O zis, Iosif, nu mi-a dat bărbatul tău altă poruncă și altă oprire decât la tine. O zis, de tine să nu mă atingi. Restul, bani, mașini, nu mă întreabă cât am băgat motorină, nu mă întreabă cât am cheltuit, nu mă întreabă de nimic, are încredere în mine. Dar o zis, de tine să nu mă ating. O zis, din pricina că îl respect pe el. Și uitați-vă, din pricina că l-a respectat pe un bețiv și pe un om care nu și-a avut grijă de familie, ajunge să facă 12 ani de pușcărie. Ajunge să facă 12 ani de pușcărie. Știți că obișnuința cu stăpânul ne poate face să ne prăbușim? Iosif putea să spună, de eu știu la ce oră vine. Știu când vine cu trocul, știu când vine din cursă, eu știu tăte. Tăte spuse cap la cap. Când te obișnuiești cu stăpânul, îți permiți multe lucruri care nu-s după voia lui Dumnezeu. La sportivi, știți că sportivi s-au uitat băieții, mi-au arătat, uite acolo, Inter Miami,
stadionul, da, care îl aveți aici, nu departe de dumneavoastră. Știți că un sportiv, știți când este înfrânt? Când renunță la antrenor. Sportivul e înfrânt când renunță la antrenor, indiferent cât e de bun. Când îi zice la antrenor, tu să mă lași, nu te mai plătesc, nu mai am nevoie de tine. Eutih s-a prăbușit că nu mai a avut nevoie de sfaturi. Nu mai a avut nevoie să-l tragă de mână cineva. Zice, mai lasă-ne, frate, ne tăbați la cap, mai lasă-ne, mamă, în pace. Mai lasă-mă că am 18 ani, mă fă să-mi crească tensiunea. Ai fost pe vremea ta. De ce s-a prăbușit? Că nu mai a avut nevoie de sfaturi. Nu mai a avut nevoie de sfaturi. Parcă îi văd pe bătrânii din biserică, pe frații care au crescut copii. Cum strigau, trăgeau de Pavel. Pavele, spune-i mă ceva și tu la Eutih. Și Pavel nu-i spune nimic. Nu-i ciudat că Pavel își continuă predica. Văzându-l pe Eutih pe fereastră. Văzându-l că el stă la relaxare și îi pică genele. Da? Îi pică pleoapele. Pavel îi spune ceva. Nu-i ciudat că Pavel nu-i spune nimic. Știți de ce? E o vreme când poți vorbi. Dar vine vremea când nu mai are niciun rost să vorbești. Vine vremea când poți avertiza. Dar ascultă-mă. E o vreme când nu mai poți avertiza. Pavel nu și-o mai pierdut vremea. Nu și-o mai pierdut vremea. Are 30 de ani. La ce să... Nu-l mai poți întoarce. El e pe fereastră. Îi se închiși ochii. Pavel, nu vedeți? Ai zice, domnule, ăsta nu a avut copii, de aia nu simte cu Eutih. Nu. E o vreme când poți spune. Dar vine vremea când trebuie lăsat în pace. Până nu pică, nu se va trezi. Până nu dă cu capul, zice românul, nu se va trezi. Uite că a venit vremea când a căzut. Pentru că nu știu să se respecte pe el. Să spun, eu nu-mi permit să merg acolo. Eu nu-mi permit. Noi avem specialiști din ăștia ce își bagă, le spuneam la tinerii noștri, își bagă diferite lichide în Pepsi, în Coca-Cola, nu? Că dacă trec frații pe acolo să nu vadă ce au ei în pahar. Nu, poate aveți și dumneavoastră specialiști din ăștia. Ei cred că pe ei nu-i prinde nimeni. Păi el nu-l miroase nimeni, că spune că o fumat unul lângă el. Că el mănâncă gumă, că pe el nu-l prinde nimeni. Ascultă-mă, îți spun în seara asta, poate te-ai dezobișnuit să te respecti pe tine, ți-o scăzut stima de tine, de persoana ta. Vreau să-ți reamintesc în seara asta că tu ești copilul Domnului. Dumnezeu iubește ființa ta și trebuia să ziceți toți amin. Cea mai mare dragoste care nu ne înșală niciodată, e dragostea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Orice ar spune Pavel, Eutih e tot arogant. Îi tot acolo pe fereastra lui, nu-l interesează de altul, nu-l interesează de nimeni. Cunosc un tânăr care a făcut pușcărie în România. Când tatăl i-a tot spus, mă, nu te du acolo, nu fă, nu, da, el ca Eutih, la, mă, bagi tu în seamă, te mai băga în seamă cu mine. Și-a ajuns în pușcărie. Când a mers tatăsul, cunosc pe tatăsul și pe el, când a mers la pușcărie și l-a vizitat prima dată, uite așa s-o prins cu mâinile de gratii, că nu-s gratii așa ca în America, ci o plasă, o sârmă, s-o prins cu mâinile de gratii, trăgea de gratii și urla în gura mare. Și plângea și-o zis, tată, s-o strigat ceva după mine. Și-o zis, tată, de ce nu m-ai bătut? Trebuia să mă calci în picioare și să nu mă lași să ajung aici. Nu trebuia, trebuia să mă legi, să nu ies din casă, trebuia. Știi ce-o zis tatăsul? O zis, dacă te băteam, mergeai și mă reclamai la protecția copilului și spuneai că sunt tată rău. Dacă te legam, sunai la poliție ca să vină să te dezlege. Te dezlegau pe tine și mă legau pe mine. Zice, a fost o vreme când am putut să-ți spun și nu m-ai ascultat. De aia nu ți-am mai spus nimic. De aia nu te-am legat. Pentru că vă spun, cel mai dureros e să cazi fără să te împingă nimeni. Să nu mai ai pe cine să dai vina. Să nu spui că, știi, m-a împins. Cine te-a împins din biserică? Păstorul, fratele, comitetul, ăia, nu m-au lăsat în pace. Uite că vine vremea când Eutih pică, fără să-l împingă nimeni. Nu, pe cine dai vina? Că nu mai ai pe nimeni. Că vin, că așa a îngăduit Dumnezeu să fumezi, să bei, să curvești, să... Nu Dumnezeu. Nu Dumnezeu ți-o croi drumul acesta. Ci tu ai luat hotărârile lucrurilor care le ai în viață.
Tu ai hotărât la intersecția drumurilor să te pui pe fereastră sau să rămâi acolo unde sub binecuvântare. În locul acela, spune cuvântul Domnului, că erau multe lumini unde erau adunat. Și Eutih unde cade? În întuneric afară. Vreau să mergem la al treilea lucru. Al treilea lucru, ca să nu cazi de pe fereastră, mai ai nevoie de ceva. Să te respecti pe tine, să înveți să respecti pe cei din jurul tău. Poate nu-s pe gustul tău, dar oamenii care stau cu tine în locul unde sunt lumini. Și al treilea lucru, învață să-L respecti pe Dumnezeu. Nu poți să spui, Doamne, eu mă respect pe mine, dacă n-asculți ce mesajul care ți-l transmite Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu transmite mesaj. Dumnezeu nu aduce pediapsa și sentința până nu dă semnalul de întoarcere. Până nu-i spune omului că-l iartă, că poate să se întoarcă. Citeam săptămânile trecute, acum două săptămâni înainte să vin spre America, citeam de Nabal și de Abigail. Domnul Nabal ăsta, cum zice Biblia, că a fost nebun și cu numele și cu comportamentul. Mă, și la ăsta i-a dat Dumnezeu șansă să se întoarcă. Zice că a stat 10 zile la pat, după ce Dumnezeu îi transmite mesaje și prin nevastă sa și prin David, îi spune, fă-ne bine, că noi ți-am făcut bine, Dumnezeu ți-a făcut bine. El a zis, nu, Domne, și Dumnezeu îl rabdă, mă-l rabdă, când într-un fel, când într-altul, îi transmite mesaje, că nu-i târziu să se întoarcă. Zice cuvântul Domnului că îl pune bolnav la pat, împietrit, 10 zile, îi mai dă o șansă Dumnezeu, ca în 10 zile să se întoarcă. Știți că Dumnezeu nu dă sentința până nu dă șansa să se întoarcă omul? O dat sentința la niniveni, dar le-a zis, sunt 40 de zile când vă puteți întoarce. Oameni care erau dintr-un popor idolatru, oameni care erau teribil de rău, ori înțeles că le era mesajul din partea lui Dumnezeu. Știți ce au făcut? S-au întors la Dumnezeu. Începând cu împăratul până la ultimul animal, toți au postit și au strigat înaintea lui Dumnezeu, copiii, cei mici, cei mari, ori stat în post și ori strigat, s-or pocăit înaintea lui Dumnezeu. Vreau să-ți spun în seara asta, nu știu ce faci pacii prin America, nu știu ce faci și nu știe nevastă ta, nu știu ce faci și nu știe bărbatul tău, dar vreau să-ți spun că în seara asta, mesajul nu-i pentru Eutih, ci pentru tine. Oare Eutih predica în vremea aia de la tineri? Păi era o sară de tineret. Știi cum a zis unul? Ai zis de mine, frate, n-am zis de tine. Noi nu zicem de tine, că nu te cunoaștem, ci noi transmitem un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și am venit să-ți spun că orice ai făcut, ori pe unde ai umblat, dacă te întorci, Dumnezeu te iartă. Întoarce-te la Dumnezeu și nu-ți bate joc de mesajul care ți-l transmite Dumnezeu. Pentru că vă spun, când tu închizi urechile, Dumnezeu va închide gura. O să cauți cuvânt din partea lui Dumnezeu. O să spui, Doamne, dar pe mine mă mai ierți? Dar pe mine mă mai primești? Îți spun în seara asta că Dumnezeu îți spune că te primește. Ai avut perioada ta de rătăcire, când ai făcut ce ai vrut. Ai lucruri în viață care numai tu și Dumnezeu le știe. Ai în albumul vieții tale anumite poze care vrea să le rupi, să nu-ți mai aduci aminte de ele. Ai anumite lucruri care îți apasă inima. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ne uităm în pasajul acesta, dacă se încheia pasajul la versetul 9, era unul dintre cele mai triste texte din Biblie. Zice versetul 9, și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea lui Pavel. Biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dacă pasajul se încheia aici, era cel mai trist pasaj din Biblie. O căzut, o murit și s-o găta totul. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu că în versetul 10 apare o conjuncție, conjuncția dar, care schimbă toată situația. Vine și spune, dar Pavel a făcut ceva. Tot a fost umbru, tot a fost fără întoarcere. Nu, acum e momentul când intervine Pavel. Până acum a tăcut, dar a venit vremea ca Pavel să acționeze. Zice, dar Pavel ce face? Cu conjuncția aceasta leagă dezastru de salvare, leagă moartea de înviere, dar Pavel a făcut ceva. Știi ce a făcut? A făcut și a făcut Domnul Iisus. Luca
Cel care scrie Faptele Apostolilor, el știți ce face? Știți ce face? Face ce a învățat la facultate. El a fost doctor. El ce a învățat, el nu s-a bate de la ce a învățat. El o căuta cu diamănuntul, el le-a pus tăte cap la cap și el constată. El e polițistul care îți spune: domnule, lasă cu iertarea. Iertarea nu e la mine, e la biserică, nu? Îi spui: domnule, iartă-mă. El zice: iertarea e la... Asta-i Luca. Luca spune așa: l-au ridicat mort. Și vine Pavel și schimbă toată situația și strigă ceva contrar la ceea ce spunea Luca. Vine și spune Pavel că strigă așa, zice: nu vă necăjiți, nu vă faceți probleme, că sufletul lui e în el. Vă întreb pe dumneavoastră, cine avea dreptate? Păi uite, Luca scrie și zice: l-a ridicat mort. Păi vă spun ceva, de pe fereastră, poate că Luca a fost primul acolo lângă fereastră, când ăsta a căzut, ăsta a și sărit pe fereastră să facă constatarea. O zis: nu mai mișcă. Nu, de sus, de sus, așa vezi, când copiii tăi sunt mici, normal că ai tăiți bine, al altui mort. Când n-ai copii, predici cel mai bine la binecuvântările de copii, că n-ai copii, nu? Când ai copii, predici altfel, când îi ai mai mari, predici altfel, când îți maturi, predici altfel, nu? De la geam ai anumite constatări. Mă, zici, bă, nu mișcă, îl strigi, Eutic, nimic. Dar zice că Pavel nu o striga de la fereastră. Pavel s-a coborât, s-a dus acolo lângă el și se schimbă toată situația. Știi ce a făcut Pavel? Exact ce a făcut Domnul Iisus când a venit în drumul lui în călătorie, când Biblia l-arată ca samaritean milos. Ce a făcut Domnul Iisus, a făcut și Pavel. Luca învață de la facultate, Pavel învață de pe urmele Domnului Iisus. Zice cuvântul Domnului că Domnul Iisus, când l-a găsit pe cel căzut între tâlhari, a oprit călătoria. Pavel își oprește predica. El nu a zis: chemați salvarea, că eu mai am două puncte. Eu mai am trei puncte. Eu nu le las așa, mai ales că e live. Cum să lași predica neterminată? Te dau ăștia la diferite programe de YouTube, de râd de tine. Eu nu pot. Nu, el a făcut ce a făcut Domnul. Domnul și-a oprit călătoria, era o călătorie importantă. Dar când e vorba de sufletul omului, trebuie să întrerupi orice călătorie. Când e vorba de ființa omului, trebuie să întrerupi orice călătorie. Știți că din universul acesta, Dumnezeu nu e interesat de nimic decât de om. Toată planeta asta i-a pus-o pe legi, i-a dat traiectorii și i-a dat drumul să meargă. Și din ziua creației, de când a făcut Dumnezeu omul, Dumnezeu nu e interesat nici de copaj, nici de pământ, nici de grâu, nici de porumb, de nimic, nici de ape, nici de izvoare, de niciun ocean. Dumnezeu are un singur interes, sufletul omului. Am venit în seara asta, în locul acesta, să-ți spun că Dumnezeu e interesat de sufletul tău. Noi n-am venit din România într-un concediu, așa că suntem obosiți, eu tot dorm în continuu. Eu dorm și de două ori pe zi. Nu-mi revin, nu știu cum e. Fusul orar, na? Când ni somn dăm vina pe fusul orar, nu? Dar n-am venit aici, nu în concediu, soția trebuie să nască, am lăsat-o acasă, însărcinată, și acum trebuie să nască într-o săptămână, nu știu dacă apuc să nu nască sau e născută deja. Dar am venit în locul acesta, în seara asta, să-ți spun că Dumnezeu te iubește. Dumnezeu vrea să ridice sufletul tău. Dumnezeu nu e interesat de ce ai făcut, ci interesat de ce vrei să faci. El e gata să oprească călătoria și predica pentru tine. Pentru tine, bărbatul, și pentru tine, femeie. Pentru tine, tânărul și tânără. Dumnezeu a oprit călătoria noastră în seara asta, în locul acesta. Puteam fi în alte părți. Fratele Sorin ne-a făcut programul, dar știi ce cred? Că Dumnezeu din cer a făcut programul. Dumnezeu a știut în fiecare loc unde trebuie să poposim. Dumnezeu a oprit călătoria în fiecare loc, pentru că acolo e un suflet căruia trebuie să-i vorbească Dumnezeu. Știi ce face Domnul Iisus? Merge unde era cel căzut. Pavel merge unde era Eutich. Zice, s-a repezit spre el. Exact ce a făcut Domnul Iisus. Domnul Iisus zice că Domnului s-a făcut milă. Zice că Pavel l-a luat în brațe. Păi cum, mă, că ăsta a pătat de sânge, murdar. Da, asta face Domnul și asta ne învață. Să-i ridicăm și pe ăia greu de ridicat. Să-i ridicăm și pe ăia care nu miros așa ca tine și ca mine, da?
Că asta e specialitatea lui Dumnezeu, să ridice pe cel greu de ridicat, să-l ierte pe cel greu de iertat, să-l curățească pe cel greu de curățat. Și în seara asta ar vrea ca Domnul să lase curățire în locul acesta. Dacă sufletul tău e apăsat de mocirla păcatului, Hristos să lase curățire, Hristos să lase eliberare, pentru că sângele lui Iisus Hristos curățește orice păcat, mărit să fie numele Domnului. Uitați-vă ce face Pavel, ce-a învățat de la Domnul. Domnul i s-a făcut milă de el. Pavel vine și îl ia în brațe. Zice că Domnul a făcut ce nu putea să facă nimeni. N-a făcut nici preotul, nici levitul. A făcut Domnul. L-a luat, i-a legat rănile și i-a salvat viața. Zice că Pavel a rostit ce n-a putut nimeni să rostească. Știi ce a rostit? Sufletul lui în el. Nimeni n-a putut să rostească lucrul acesta. Doar atunci când te cobori lângă unul și auzi suspinul, îi auzi bătăile inimii, îi auzi gemătul, știi ce poți să spui? Sufletul lui e în el. Vreau să-ți spun în seara asta că dacă ești în locul acesta, sufletul tău e încă în tine. Încă mai bate ceva în tine. Tu puteai să fii la jocuri de noroc, tu puteai să fii în alte părți, să fii în oraș, să fii la distracțiile tale. Poate ai venit împins de cineva de la spate, de maică-ta, de taică-ta, s-au promis nu știu ce. Tu puteai să fii în altă parte. Dar dacă ești în locul acesta, înseamnă că în tine mai arde ceva. O zis Isaia de Domnul Iisus că mucul care încă mai arde, el nu îl stinge. Când vezi că mai e ceva puțin roșu acolo, știi ce faci? Eu am centrală pe lemne acasă. Când văd că mai arde ceva puțin, mă duc și suflu cât pot de tare acolo. Și să vezi cum începe să se aprindă. Când fumegă, nu mai arde nimic. Dar dacă mai arde încă ceva, cât de puțin, îți spun ceva, Domnul poate aprinde în tine ceea ce tu crezi că e stins. Dacă ești în seara asta, în locul acesta, cu viața ta prăbușită, cu mizeria sufletului tău, în seara asta, dintr-un om prăbușit, Domnul poate face din tine pricina unei mari mângâieri. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, flăcăul a fost adus viu. Cine? Ăla care ți-a făcut zile negre. Ăla care te-a apăsat, ăla care ți-a făcut datorii. Și l-ai adus copil mic, l-ai adus bebeluș în America. Și astăzi îți calcă pe inimă și nu-i pasă de tine. Îți spun, Duhul lui Dumnezeu este cel ce schimbă starea inimii. Domnul este cel ce poate face dintr-un rebel pricina unei mari mângâieri. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, fă din casa mea și în casa mea, fă pricina unei mari mângâieri. Fă din copilul meu, din soțul meu, din soția mea, să fie pricina unei mari mângâieri. Poate ești în seara asta și viața ta e undeva la fereastră. Ești așa în cumpănă, prăbușit, neprăbușit. E chestiune numai de zile, de luni, până se va descoperi, până te vei prăbuși de tot. N-ai vrea în seara asta să-i spui, Doamne, mi-e așa de dor, Iisuse, după Tine. Poate odată ai fost la cina Domnului și azi, în vremea asta, n-ai mai stat la masă cu Domnul. Aveai inima caldă pentru Dumnezeu. Aveai casa deschisă pentru Dumnezeu. Casa ta era casa orfanului. Banul tău era banul orfanului. Inima ta bătea pentru Dumnezeu, dar astăzi ești împietrit. Ai căzut undeva de la fereastră și nu știe nimeni că ți-ai învățat mersul, te-ai învățat să te ridici, să te scuturi și să și zâmbești ca americanul. Ce faci? Ok, fine. Fine. Dar prăbușit. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Hai, Rafa, să cântăm împreună cu toată biserica. Haideți, dragi tineri aceia în față, să cântăm împreună cu toată adunarea. Mi-e așa de dor, Iisuse, după Tine. Mi-e așa de dor să simt prezența Ta. Poate pentru tine predicile lui Pavel sunt plictisitoare. Poate pentru tine un sfat nu mai are nicio valoare. Vreau să-ți spun ceva, vine vremea când se va închide ușa. Vine vremea când Dumnezeu va închide ușa. Dar știți ce-mi doresc? Când va închide Dumnezeu ușa vieții, noi să fim salvați. Viețile noastre să fie ancorate în mâna lui Dumnezeu. Mărire Domnului! Haideți să ne pregătim să cântăm din cântarea aceasta. Și una din strofele cântării spune, mi-e așa de dor ca Tu în nopți târzii, mi-e așa de dor, Iisuse, să revii, mi-e așa de dor din beznă și noroi, să vii, să iei, Iisuse, aleșii Tăi. Dacă simți în seara asta să cânți,
cântă. Dacă simți în seara asta să plângi, plângi în timpul cântării. Dacă simți să te rogi, roagă-te. Dacă vrei să-i spui Domnului, i-ai spus celor din România, mi-e dor de voi. Dar la Domnul nu i-ai spus de multă vreme, mi-e dor de tine, Doamne. Spune în seara asta, mi-e dor de tine, Doamne. Te iubesc, Doamne. Mai binecuvântat cum n-am știut să-ți cer. Spune-i Domnului, Doamne, ți-am cerut lucruri mici și Tu mi-ai dat lucruri mari. Că ai avut mâna binecuvântată pentru mine. Dar spune în seara asta, starea mea nu-i starea bună, Doamne, sunt împietrit. Nu-i bai dacă ești împietrit, știi că e o stare mai rea decât împietrirea, să nu recunoști că ești împietrit. Dacă ești împietrit, Domnul te poate despietri în seara asta. Și ar vrea în seara asta la Elim Domnul să despietrească, să facă un loc plin de izvoare, să facă un loc de popas pentru sufletele noastre. Haideți să cântăm împreună cu toată fanfara și cu toată biserica, după care ne vom ruga Domnului.